ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Comănești, noi cartiere branșate la rețeaua de gaze, modernizarea infrastructurii de gaz. Locuitorii Văii Trotușului și Tazlăului au doi parlamentari, Cătălina Ciovu și Vasile Budacă. 250 de biciclete pentru elevii din Dofteana. După o muncă susținută de ani de zile, iată că primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, poate culege roadele. Comunitatea pe care o conduce beneficiază de un sistem nou, modern, de alimentare cu apă. Din cele 2200 de gospodării, 2000 au fost branșate la sistemul de alimentare cu apă. 30 de ani au fost mințiți în permanență. În permanență. O singură rețea de apă făcută în satul Gura Văii, zonă centrală, Văduvin, zona de sus, de pe deal, restul absolut nimic pentru locuitorii comunei Gura Văii. Vreau să vă mai spun un lucru. Acele branșamente individuale, unele sunt suportate din bugetul Ministerului Dezvoltării pe proiect, dar nu în totalitate. Din bugetul local al comunei Gura Văii am suportat 300 de branșamente, însemnând aproximativ 7 miliarde. Wow. Din bugetul local. La Gura Văii branșamentele sunt gratuite, costă doar 20 de lei, un aviz de racordare. Atât. La fel, nu sunt multe OAT-uri care îndrăznesc să facă lucrul ăsta. E sumă de bani, 7 apa, miliarde... Conform directivei Uniunii Europene, apa a devenit un drept fundamental al omului. Da. Este obligatoriu ca accesul la apă potabilă să fie gratuit. Mi-ați anticipat următoarea întrebare, domnule primar. Sunt multe localități, început expunerea, unde seceta dă dureri de cap locuitorilor și bănuiesc că Gura Văii nu face excepție de la treaba asta. Sunt locuri în care oamenii parcurg distanțe apreciabile și își cară apă cu butoaiele, domn primar. Știu, cunosc situația și nici Gura Văii n-a fost ferită de fenomenul de secetă, dar cele mai afectate sate sunt cele la înălțime, Capăta, Dumbrava, Motocești. La Dumbrava, oamenii au fântâni la 40 de metri adâncime. Au secat, au mâl în ele la momentul de față. Apa nu putea să mai întârzie, sub nici o formă. A fost promisiunea mea pentru acest mandat, mi-o voi duce la capăt, chiar dacă mandatul văd că a fost puțin scurtat prin decizia legiuitorilor. Nu să vă faceți treaba, că la cum vă cunosc eu, domnule primar, nu vă... Așa este, dar ne dă puțin peste cap, pentru că aveam lucrurile programate pe interval de timp până pe data de 27 septembrie, când au fost alegerile acum 4 ani. Corect. Oarecum trebuie să comprimăm timpul ca să reușim ce ne-am propus. Pentru că tot vorbim de apă, uitați, au început să curgă felicitările. Remus Gabriel zice cele mai tare mii de respecte. Vasile Boboc zice felicitări, un primar foarte gospodar. Oamenii din comună sunt primii, să zicem, beneficiari, sunt primii care beneficiază de aceste astea, de acest avantaj de a avea apă. E simplu, e elementar, e dreptul fundamental al omului de a avea acces la apă. Vă gândească să reușiți, pentru că dacă ne aducem aminte, tot aici în studio am făcut chiar pe la început așa câteva emisiuni în care erați un pic întristat. Eram un pic întristat din cauza procedurilor birocratice și respectiv lipsa banilor. Nu mai bani, nu poți să faci nimic. Degeaba intenții bune. Să ai intenții bune și foarte bune. Dacă îți lipsește bugetarea din spate, rămân doar la stadiul de hârtii scrise. Și acum o să vă aduc aminte o replică de-a dumneavoastră celebră care mi-a rămas în minte. Tot printre primele emisiuni realizate cu dumneavoastră, mi-a zis că Gura Văii se numără printre comunele de la coada clasamentului în ceea ce privesc utilitățile, în topul localităților rurale din județul Bacău. Păi acum cred că sunteți în vârful clasamentului cu localități rurale care a băgat apă. Pe partea de alimentare cu apă, da. V-am spus, până în luna iunie mai avem de făcut un rezervor de 200 de metri cubi și terminăm apă potabilă pentru toată comuna. Oricine dorește după aia, că s-a gândit mai târziu, mai așa,
Avem unde să-l branșăm, că avem rețea de apă. Am înțeles. 2200 de gospodării au acces la apă potabilă oricând doresc. Plus hidranți, plus tot ceea ce presupune o rețea de apă modernă. Pentru că rețeaua mea de apă e una modernă. Eu sunt prieten cu tehnologia. Proiectantul a fost un proiectant de top. Controlez lucrurile cât se poate de digital. Urma să vă întreb, ați intuit bine? Cred că trebuie să facem schimb de locuri. Vă pricepeți mai bine. Vreau să vă întreb cum stați cu presiunea la apă. Că apă, dar gura voi are și dezavantajul sau avantajul de a fi împărțit și răsfirat așa pe mai multe coline. O să-l numesc avantaj pentru că împreună cu proiectantul am hotărât ca bazinele de alimentare cu apă, de magazinare, rezervoare de magazinare, să fie situate la cele mai înalte cote, după care distribuția să fie una gravitațională. Acest lucru face ca rețeaua de apă a Comunii Guravăi să fie una foarte ergonomică și economică. Eu folosesc doar 3 pompe, doar 3 stații de pompe pentru a distribui apa în rezervoare. După care, firesc, apa curge natural, evident cu clapete de presiune și reductoare de presiune pentru a nu afecta rețelele oamenilor. Sparge, am înțeles. Vine cu presiune mai mare decât e cazul? Avem și 9,3 bar pe alocuri. Au, vai de mine. Da, e diferența foarte mare de nivel. Păi, bună ideea dumneavoastră și ați folosit tu dezavantajul în avantaj. Asta înseamnă să fii gospodar, de fapt, nu? Să știi să folosești tot ceea ce vine în dificultate sau îți creează dificultăți în avantajul tău. Îmi place să lucrez cu oameni care să mă învețe, așa cum v-am spus. Eu, nefiind un om tehnic, îmi place să-i ascult pe cei care au terminat studii în domeniu și îmi place să lucrez cu cei mai buni, dar, repet, eu niciodată n-am lucrat pe prețul cel mai scăzut. Eu lucrez pe raport calitate-preț. Prețul cel mai scăzut ca și criteriu de atribuire a unei licitații publice este cea mai mare gaură pe care ți-o poate da în bugetul local, pentru că nu ai vreodată convingerea că vei vedea și lucrarea terminată. Atunci înseamnă că expresia suntem prea sărași ca să ne permitem lucruri ieftine funcționează. E perfect adevărată pentru Guravăi. Suntem prea săraci ca să-mi permit să-mi bat joc de puținii bani pe care comuna i-are să fac lucruri de calitate inferioară. Am înțeles. Bine, nu veți pune apă în fiecare an. Și slavă Domnului, ceea ce ați făcut acum trebuie să țină măcar, nu știu care ar fi termenul, durata de viață pe care o estimați dumneavoastră. Știți, acum vorbiți, aveți apă, ce vă pasă? Fiind o conductă de PHD, de plastic, pe care îl cunoaștem cu toții, durata de viață este foarte, foarte mare. Că s-or mai uza pompe, că s-or mai uza conductori electrici, eu cred că rețeaua, la momentul de față, așa cum e, 10 ani nu are voie să se strice. Cel puțin. Cel puțin. Dacă nu mai mult, cred. Mă refer la parte de consumatori, consumabile electrice. Am înțeles. Care ția în sine, n-are, a fost testată, s-au făcut probe de presiune, funcționează perfect. La școala gimnazială Scarlal Longhin Doftean au fost distribuite către elevii școlii și structurile acesteia un număr de 250 de biciclete în cadrul proiectului național Pedale Salvatoare. Comuna Dofteana a fost partener împreună cu școala Scarlal Longhin din Dofteana, împreună cu Inspectoratul Județean de Poliția Județului Bacău. În acest parteneriat, managerul, așa zis, mai bine de proiect, a fost doamna profesoară Țifrea, care este profesor de religie ortodoxă, împreună cu doamna director Georgiana Florian. Au făcut împreună echipă cu o parte din cadrele didactice la școala Scarlal Longhin Dofteana și prin sponsorizarea a 3 firme, dar cei care au sponsorizat mai mult au fost Carrefour România, împreună cu câteva firme care au fost mai mici, la număr 3, și au sponsorizat cu 250 de biciclete. Noi am făcut parte din acest proiect împreună cu cei care vi-am enumerat mai sus, iar obligativitatea Unității Administrative Teritoriale Dofteana a fost aceea de a pregăti toate materialele necesare, de a construi 250 de rastele, de așa natură copiii să vină să-și așeze bicicleta în rastel, să meargă la ore, apoi să preia bicicleta și să plece acasă. Titlul acestui proiect și scopul acestui proiect a fost acela pentru abandonul școlar și absenteismul de la școală. O comisie de la Asociația Pastel București, pentru că ei a fost conducătorul și managerul de proiect, s-au deplasat în localitatea noastră împreună cu conducerea școlii Scarlal Longhin Dofteana.
acolo unde s-au deplasat în toate satele, în cele 7 sate, văzând exact locurile de unde vin acești copii. Alții vin de la 5 km, alții vin de la 7 km. Le-a plăcut infrastructura, întrucât localitatea noastră este asfaltată în proporție de peste 90-95%. Și au hotărât din cele 400 de biciclete care fac parte din acest proiect, 250 să fie atribuite către Comuna Dofteana. Am fost patru competitori, așa zis, aleși de către Asociația Pastel și din cele 400 de biciclete ne-au atribuit localității noastre 250. Am întrebat totuși de unde vin acești bani, pentru că sunt niște reguli și la societățile comerciale de așa natură care trebuie să respecte în primul rând legislația în vigoare. Dumnealui mi-a răspuns din cei 3,5% din impozitul pe venit care fiecare angajat este obligat ca să plătească acești bani prin depunerea bilanțului angajatorului. În aceste condiții s-au adunat mari sume de bani și cu cei 3,5% s-au adunat o sumă mare de bani și s-au cumpărat aceste biciclete și le-au adus inclusiv copiilor noștri cele 250. În baza unei acțiuni pe care noi am făcut-o, deci școala a făcut această acțiune, am fost invitat și eu în calitate oficială de reprezentant al comunității din Dofteana, cu contribuții, așa cum v-am spus, de materiale pentru construirea acelor 250 de rastele. Da, ați participat și dumneavoastră, a participat mai multe posturi televiziune și radio și le-am distribuit copiilor, dar criteriile de repartizare au fost fixate de către conducerea școlii împreună cu Asociația Pastel București. S-au luat câteva criterii, copiii de clasa 7, copiii de clasa 8, au fost niște discuții, bineînțeles, la început să nu le dea la aia de clasa 7 și a 8, apoi s-a revenit, deci dumnealor a făcut, noi nu am avut nicio implicare cu privire la repartizarea acestor biciclete. Am vorbit cu cei de la Asociația Pastel, într-adevăr, confirm ceea ce spuneți dumneavoastră, până să ajungeți să fie la momentul acela de înmânare a bicicletelor și știu că vreau chiar să dea un pic mai puține, 238, dar venind în Dofteana, văzând infrastructura, văzând distanța mare pe care o parcurg foarte mulți copii și, mă rog, o serie de copii cu posibilități financiare reduse, au suplimentat numărul la 250. Într-adevăr, faptul că au văzut drumul în stare bună, faptul că au văzut preocupările administrației publice locale, că și ăsta este un cuvânt greu de cântărit, au zis da, într-adevăr, copiii aceștia merită mai mult, plus că încurajează, cum a spus și dumneavoastră, domnule primar, să meargă la școală, să nu abandoneze școala și încurajează actul educațional în sine. Da, aș vrea să vă corectez un pic dacă nu vă supărați. Deci contractul l-am semnat pe 236 de biciclete. Așa, mi s-au adus bonus 14 biciclete. Cele 14 biciclete completăm până la 250. La criteriile care au fost stabilite de către Asociația Pastel au fost repartizate și cele încă 14. Deci în total 250. Din discuțiile purtate cu preoții din localitatea noastră, care dumnealor pe perioada verii, marea majoritate dintre ei preoții ortodoxi, organizează acele seminarii, acele tabele de vară, în care chiar în cursul zilei de azi am avut o discuție și vor să facă un concurs de biciclete. Da? De așa natură, copiii care sunt deținători acestor biciclete și alți copii care la rândul lor primesc biciclete cumpărate de către părinți, vor să facă concursuri de biciclete, vor să și avem loc pe calea Nemirii, avem loc destul, inclusiv pe calea Ciungetului și pot să facă aceste concursuri. Îi văd în grupuri destul de mari, inclusiv sâmbătă am văzut, inclusiv duminică, merg cu bicicletele, merg în zona stadionului Dofteana, merg pe drumul agricol, deci au locurile necesare bine stabilite în care dumnealor merg. Deci li s-a atribuit, ca ați observat și dumneavoastră, inclusiv veste, inclusiv un pachetel acolo, da, un mic acolo. Cadou li s-a dat la fiecare, cu o cutie de culori și așa mai departe. Deci a fost binevenită, dar valoarea totală a acestui proiect este, în bani vei vă vorbesc, de 5 miliarde. Wow. Ori întrebarea mea este așa, pentru acei ziși cărcotași care discută pe rețele de socializare și aduc la cunoștință că ele nu sunt de bună calitate, că au fost date din diferite magazine. Da, erau noi le-am dezambalat, le-am descărcat de întirul care a venit într-una din zile și a venit chiar sâmbătă, vineri, noaptea spre sâmbătă, da, a venit tirul cu muncitorii
de la Școala Scarlat Loc de Muncitori Contractual împreună cu directorul adjunct au descărcat toată ziua, iar după amiază a venit o firmă, unde a asigurat mentenanța și le-a montat pe toate. Deci un proiect care Comuna Dofteana nu a fost implicată cu sursă financiară aproape deloc decât numai acele rastele, care n-aș putea să vă spun costurile cât vor costa acele materiale, toate că se vor face în regie proprie de către angajații școlii Scarlat Loghen și cu sprijinul nostru a Unității Administrative Teritoriale Dofteana. Deci o valoare de 5 miliarde să vină la copiii din localitatea noastră, eu cred că a fost binevenită și cu această ocazie vreau să le mulțumesc tuturor sponsorilor. Acest proiect cu rol de intervenție comunitară pentru reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar este inițiat de către Asociația Pastel în parteneriat cu Școala Gimnazială Scarlat Longhin Dofteana, coordonator local Țifrea Lenuța, mediator școlar și profesor de religie, Primăria Comunei Dofteana, reprezentată de primarul Ioan Bujor, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Comănești, noi cartiere branșate la rețeaua de gaze. Locuitorii orașului Comănești intră într-o nouă era confortului și siguranței, odată cu continuarea lucrărilor proiectului Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale. Această inițiativă majoră are ca scop extinderea și modernizarea rețelei de gaze naturale din oraș și este în plină desfășurare, aducând totodată promisiunea căldurii și confortului în casele locuitorilor orașului Comănești. Extinderea rețelei de gaze se va concentra în cartierele Lunca de Jos, Lăloaia, Stânga, Lăloaia Dreapta, Șupan și Sublăloaia, oferind astfel acces la gaze naturale unui număr din ce în ce mai mare de locuitori din oraș. Această etapă a proiectului marchează o transformare semnificativă în infrastructura energetică a Comăneștiului, aducând beneficii tangibile pentru comunitate. În următoarele două săptămâni vor fi montate primele branșamente ale noii rețele de gaz, pregătind terenul pentru furnizarea căldurii din iarna aceasta. Această veste aduce speranță, dar și bucurie pentru locuitorii orașului Stațiune Comănești, care vor putea să se bucure de confortul căldurii în propriile locuințe, fără grija resurselor limitate sau a facturilor exorbitante. Inițiativa de modernizare a rețelei de gaze este salutată de comunitate cu un pas major înainte pentru orașul Comănești, oferind nu doar confort termic, ci și siguranță și fiabilitate în furnizarea energiei. Această inițiativă în infrastructura orașului reflectă angajamentul autorității locale și regionale de a aduce îmbunătățiri semnificative în viața cotidiană a locuitorilor. Comăneștiul cu aceste lucrări intră în nouă eră a modernizării și dezvoltării, oferindu-și locuitorilor condițiile optime de trai și aducând totodată orașul cu un pas mai aproape de standardele europene în domeniul infrastructurii energetice. De puțin timp, locuitorii din zonele pitorești ale Văii Trotușului și Tazlăului au motive de bucurie și speranță, deoarece își găsesc reprezentare în inima democrației naționale în Parlamentul României. Primul parlamentar deputat PNL este vorba de Cătălina Ciofu, iar cel de-al doilea deputat este originar tot din Comănești, este vorba de Vasile Budacă, deputat al Partidului Social Democrat, care a depus jurământul în fața alegătorilor, angajându-se să-i reprezinte cu demnitate și responsabilitate. Cu o carieră solidă în cadrul organizației Județene Bacău PSD, Vasile Budacă este un om cu experiență și dedicare pentru comunitate. Cu activitate desfășurată timp de 15 ani de zile în această organizație, el vine acum să ofere o voce puternică și hotărâtă pentru nevoile și aspirațiile locuitorilor Văii Trotușului și Tazlăului. Am convingerea că rezultatele muncii din ultimii 15 ani sunt recunoscute și validate la cel mai înalt nivel. Este încununarea unor eforturi și strădanii de echipă alături de primarii și aleși din localitate arondate, celor doi văi pitorești, a declarat Vasile Budacă, deputat PSD. Vasile Budacă promite să fie un avocat al intereselor și nevoilor comunității sale, pledând pentru investiții care să asigure dezvoltarea și prosperitatea localităților. Prin implicarea sa și angajamentul de a sluji cu onestitate și dăruire, el speră să aducă schimbări necesare și să facă ca vocea cetățenilor să fie auzite în forurile de decizie. Locuitorii din Valea Trotușului și Tazlăului încep o nouă etapă în parcursul politicii
politic, având în Vasile Budacă un reprezentant dedicat și determinat să le apere interesele și să-i reprezinte cu cinste și devotament în Parlamentul României. Sâmbătă 13 aprilie a marcat o zi deosebită pentru comunitatea din Onești, odată cu ceremonia festivă de redeschidere a Bibliotecii Municipale Radu Roseti. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea unui proiect amplu realizat cu finanțare europeană, locală și cu o importantă contribuție din partea Consiliului Județean Bacău. La festivitatea de inaugurare au participat numeroși oficiali și personalități marcante din viața publică locală și națională. Vreau să vă spun că astăzi se deschid porțile Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești, din punctul meu de vedere una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România. Aș vrea să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, care a fost alături de domnul primar Laurențiu Neghină pentru acest proiect și de asemenea aș vrea să mulțumesc tuturor, mai ales conducerii PSD. Și în încheiere aș vrea să invit toți oneștenii să vină la bibliotecă, să beneficieze de serviciile oferite gratuit, să-și facă permis pentru bibliotecă, iar pentru dumneavoastră vă invit în aula bibliotecii. Știu că sunt lângă noi ca și comunitate, prezența dânșilor am simțit-o încă din prima zi a ocupării funcției de primar, o bună colaborare, după cum fiecare dintre dumneavoastră știți, cu domnul președinte Benea am avut-o și în perioada 2012-2015, când la fel a fost alături de noi secția primiri urgențe. Fără sprijinul dânsului, cu siguranță astăzi nu ar fi existat, nu ne-am fi putut bucura de ea. Încă 3 secții reabilitate, drumuri la care am avut susținere, vorbesc aici de cele 16 străzi din cartierul 6 Martie și asfaltarea cartierului Belgi, Slobozia Nouă, cum o cunosc oneștenii, vorbesc aici. Am făcut o paranteză pentru a înțelege că colaborarea este mult mai veche și sprijinul l-am simțit și în primul mandat din partea colegilor actualilor, colegi la vremea respectivă. Eram cumva în opoziție, dar n-am simțit nicio clipă opoziția. Dânși s-au plecat spre toate comunitățile și au sprijinit comunitățile din tot județul. Acum, după cum vă spuneam, încă de la începutul mandatului am cunoscut susținere, am început, prima colaborare a fost cu Strada Industriilor, un proiect extrem de important când vorbim de infrastructura zonei industriale și sprijinul oamenilor de afaceri din zona industrială. Proiectele au continuat, am avut sprijin la reabilitarea spitalului, cofinanțările au venit din partea Consiliului Județean, la fel la inițiativa domnului președinte Valentin Ivancea, care tot timpul a răspuns pozitiv, a răspuns la telefon și a pus umărul și sufletul în toate în sprijinirea tuturor investițiilor din Onești. Lista este lungă, revin la momentul de astăzi, biblioteca nu ar fi putut, probabil, sau s-ar fi realizat această investiție, ar fi fost aproape imposibil de realizat sau s-ar fi realizat cu mare efort, probabil cu vreun credit, dacă nu am fi găsit din nou susținere la Consiliul Județean și aici domnul președinte Valentin Ivancea a fost cel care a inițiat și a susținut această investiție. Am primit o finanțare de 5 milioane de lei din partea Consiliului Județean, cu o finanțare extrem de importantă. În același proiect a fost cofinanțarea și pentru piațeta Casei de Cultură, la fel, dar încă 5 milioane, fără această susținere foarte greu. Bine, alături de domnul președinte Ivancea au fost toți membrii din conducerea și membrii Partidului Social Democrat, consilieri județeni, doamna senator este unul dintre inițiatorii celor două finanțări pentru angiograf. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Joi, 18 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 9 grade Celsius. Vom avea parte de ploi, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Vineri, 19 aprilie, vremea înregistrează o tendință ușoară de încălzire. Cerul va fi parțial noros. Pe alocuri ne mai zâmbește și soarele. Maxima zilei ajunge până la valori de 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.